Lăudăm pe Iisus, dragii mei, bine v-am găsit la o nouă emisiune Zestrea Maramureșului. Mă străduiesc ca în fiecare vineri și în reluare duminică să vă aduc oameni frumoși pe care noi maramureșenii îi avem, dar pe care nu putem să îi vedem în orice zi. Pentru această dupămasă avem niște colindători tare mândri, că doar nașterea Domnului trebuie vestită de coconi, că ei sunt cei mai curați în fața lui Dumnezeu. Pentru această dupămasă o zinit ansamblu Cosău din Budești sau Sârbi, nu? Din Sârbi. Alături de profesorul instructor Ștețcu Petru. Bine ați venit, domn profesor! Bine v-am aflat! Mulțumesc că v-ați îngrijit să aduceți atâția prunci. Și noi vrem să vă mulțumim pentru invitație și sperăm că să ne achităm de sarcina pentru această emisiune. Cu siguranță. Dumneavoastră n-ați venit singur de profesor, ci ați adus-o și pe soția dumneavoastră, care vă este mâna dreaptă într-un anume fel. Obligatoriu, trebuie să aduci pe cineva care te ajută. Foarte frumos. Doamna Ștețu Mariana, bine ați venit. Bine v-am găsit și vă mulțumim că ne-ați invitat, ne-ați făcut onoarea să fim colindători. Cu mare drag. Poate că primii colindători pe care aveți în postul... De coconi, da. Postul ăsta. N-am coconi, n-am mai avut, dar așa de bine când îi văd, așa de mândri că îmi veselește inima. Și meșterul popular din această dupămasă, eu, Priș Petru, lăudăm pe Iisus. Vecam. Bine ați venit în Cheșoc. Vă mulțumesc pentru invitație și vă foarte mulțumesc că am venit aici cu dumneavoastră. Mulțumesc frumos. Dragii mei, coconii au zis că vor să înveță a colinda. Și ne-am adunat la gazda Iurca, care e o gazdă tare primitoare și ne dă voie să ne facem făcutele, anume că facem niște șezători, în care învățăm niște colinde, coconii noi, dar sper că și dumneavoastră vă veți deschide sufletele și veți colinda alături de noi, că doar am intrat în postul Crăciunului și trebuie prețuit ca atare. Să nu uităm că sunt lucruri sfinte de care nu trebuie să ne atingem. Așa că eu zic, coconi, ce părere aveți dacă ne-ți colinda omnez? Da. Da? Cu drag? Da. Haideți! Bună seara! Bună seara de Crăciun, primește-ne gazdă bun, noi n-am zinit niciun rău, lăudăm pe Dumnezeu, c-am zinit, c-am auzit, c-am zinit, c-am auzit, că s-o născut Fiul Sfânt, oriunde pe pământ, la domn profesor, știu că dumneavoastră aveți o dragoste pentru copii aparte de foarte mulți ani. Eu când v-am cunoscut eram coconă, ca și cele mai micuțe de pe aici, și știu că dumneavoastră mai de mult timp vă ocupați de ei. Cam de câți ani? Acest ansamblu lucrez din 1984. Deci, denumirea acestui ansamblu, coconii s-au au crescut, da, s-au dus. Da, bineînțeles, au fost generații multe care s-au dus. Acum sunt copii primilor intrați în ansamblu aceștia.
sunt copiii lor. Unii chiar, din care au fost în ansamblu, cred că sunt și bunici. Noi vrem să vă spunem că am venit aici cu mare plăcere, dar și am vrut să vă arătăm cam cum se desfășoară activitatea într-o șezătoare. Să nu credeți că așa umblăm acolinda. Dintre toate acestea doar păstrăm trăistuța și portul. Așa este. Chiar... Spuneam de ansamblu, că de foarte mult timp... Din 1984 lucrez cu generații, de generații la ansamblu folcloric Oseul. În început a fost pe comună, deci a înființat ansamblu. A fost înființat de mine și de soții Dunca, profesorii Dunca. Iar la propunerea domnului Băințan, Dumnezeu să-l ierte, la un festival la Stejar am fost, parcă atunci ne-a propus să ne numim copiii din Budești. Și o perioadă am funcționat, am fost sub denumirea copiii din Budești și poate că ansamblul folclorii copiii din Budești are o tradiție și este mult mai cunoscut ca și ansamblul Coseu. Până 1992, deci eu am revenit acasă și atunci ne-am separat. Și Budeștiu are ansamblul folcloric Florile Coseului și noi avem ansamblul folcloric Coseu. De ce suntem mândri? Deși ne-am separat, totuși am rămas două ansambluri folclorice bune. Cred că este singura comună din, nu mai știu altă comună, să aibă două ansambluri atât de bune și valoroase. Nu vrem să ne lăudăm, ne laudă faptele. Așa este. Cred că ne-am întâlnit la festivalul de la Iași, Trandafir de la Moldova. Da, nu mai știu câți ani aveam pe atunci. Erai mică. Eram mai mică, Oricum, și atunci când ai fost mică, ai fost însoțită de mama ta și acum. Da. Te mai însoțește pe la festivaluri. Am văzut-o de câte ori aveai spectacole în sală ca... De obicei, când poate, îi alături de... ca și un instructor, nu? Și dumneavoastră sunteți alături de prunci. Da. Sunt foarte dornică să vă întreb cât de mult trebuie să lucrați cu un grup. Pentru că văd că ei cam au de la natură unele lucruri. Da, la început a fost foarte greu. Pornirea a fost grea. Nu aveam... fixat o costumație. Nu aveam, știu eu, repertoriu. Deci primul lucru trebuie să ne alegem repertoriu. Zona Coseului e foarte bogată în toate. Și atunci am stabilit cam ce costumație se poartă pe Valea Coseului și am ajuns la această costumație formată din... Păi să lăsăm un cocon să ne spună. Care ar ști să îmi spună cu ce e îmbrăcat? Ia! Care se ridică în picioare? N-are niciun curaj. Eu sunt îmbrăcat. Eu sunt îmbrăcat cu... Un... Dar te ridici în picioare? Să te fac... Eu te văd, dar nu știu dacă te vede totul. Eu sunt îmbrăcat cu un gubar, apoi un pieptar și apoi o cămașă din pânză. Și pe noi avem ciorici și... ghete în picioare. Da. Ce vreau să remarc, el a zis că are gubar, dar gubarul e sub el, da. Nu e nicio problemă. L-am dat jos. O să vi-l arătăm. Da. După ce ne-am stabilit odată costumația, noi avem și de vară și de iarnă. O singură remarcă vreau să fac, că aceste costume sunt vii. Deci în zona noastră se poartă. Asta înseamnă că sunt vii. Și unic. Unice, în sensul că în alte comune, alte sate, nu avem această costumație. Au alt culori prinse, altă așezare. În special cheptarul. Da, cheptarele sau și cioricii cu usătura, croiala cioricilor. E altfel. Deci pe Mara se coasă într-un fel, pe Iza în altfel. Aici la noi, pe Valea Coseului, se coasă în genul pe care îl vedeți acum. Pe urmă ne-am stabilit repertoriul, am încercat să luăm cei mai valoros din zona noastră, cât mai autentic. Și nu ne-am abătut niciun pic și faptul că, de exemplu, am ajuns în 2003 la un festival internațional în Polonia, la Nowy Sącz, unde am fost aleși dintre toate țările, 8 țări participante, plus 8 formații din Polonia care ne însoțeau, am fost aleși cea mai autentică și cea mai valoroasă formație de la festival atunci, ales de public.
care a fost o mândrie deosebită pentru noi și o bucurie nespus de mare. Am încercat să luăm în repertoriul nostru să cuprindem jocuri, cântece, obiceiuri de pe Valea Cosăului, să le valorificăm, pentru că am observat că încep să dispară un pic. Suntem mândri că am reușit să le readucem, să le înviem, să le readucem și să le facem cunoscute în toată țara și chiar și în străinătate. Așa deci este. Începutul a fost greu. După aceea, într-adevăr, copiii au venit din familiile lor cu repertoriu destul de bogat. Cu unele jocuri le știau din familie. De când noi le-am ansamblat și am făcut un spectacol de scenă sau, știu eu, am mai învățat diferiți pași, diferite melodii care le-am auzit noi de la bătrânii satului, le-am cules, chiar ei culegeau, pentru că la școală avem și o oră de tradiții și obiceiuri. Și în această oră, pe lângă faptul că învățam ce ați văzut aici să cântăm, să jucăm, să colindăm chiar, ei aveau rolul și de a culege. Deci erau culegători de folclor, au devenit de mici culegători de folclor și am fost surprins când mi-au adus texte, mi-au adus chiar melodii de la bunicile ori învățați sau de la un vecin sau știu eu, care eu nu le știam. Și a fost foarte plăcut acest lucru. Acum, într-adevăr, că munca noastră, știți cum e, dacă o faci din plăcere, nu simți oboseală, nu simți nimic, de 30 de ani aproape acum suntem și obișnuiți. Știm, da, și să, din priviri, ne înțelegem din priviri deja aproape. Mă bucur. Domn profesor, văd că coconii sunt autentici îmbrăcați. Adică pânza făcută în casă, cu sută de mână, cum și soția dumneavoastră face. Cât de important este pentru un ansamblu să-și păstreze portul din zona care reprezintă? Pentru că acum vedem tot felul de inovații care, eu zic că ne pierde din identitatea noastră. Da. E mare păcat că nu se păstrează așa portul, fiecare zonă să-și păstreze portul lui, pentru că e o frumusețe deosebită. Numai când te duci în altă parte și vezi ce este, îți dai seama lângă ce valori stai. Valea Cosăului e deosebită în această privință. Putem remarca toată Valea Cosăului prin portul lui autentic și în special pânza de casă care se folosește, lână care ca material, deci toate produsele naturale și culorile deosebit de plăcute. Pentru că poți să faci tot din material, dar dacă nu așezi culorile într-o ori plăcut cumva, după gust, și oamenii de aici văd că s-au priceput mult și au avut gusturi. Au așezat așa frumos culorile, roșu și negru în zadii. Pus pe marginea pieptarilor această panglică neagră, îi dă un aspect deosebit la pieptar. Și ce vreau să vă mai spun, că acestea sunt straile de sărbătoare. Pentru că nu totdeauna, cum am zile de lucru, umbli în straie din astea. Așa-i. Încă bunica îmi spunea și știu eu de când încă la noi se semăna cânepă și făceau hainele de zile de cânepă, in, iar cele de sărbători pe care le vezi acum sunt din bumbac. Pentru că sunt mai albe, da, frumoase. Da. Foarte frumos. Te povesteam de aceste straie. Ele n-ar fi complete fără niște ochinci. Da. Și l-avem astăzi pe domnul Pătru. Da. Îngeșuc, de câți ani faci dumneavoastră ochinci? De la etatea de 15 ani. Îmi place cum povestiți. Pentru că asta a rămas moștenire de la taică-miu. Și tatăl dumneavoastră a făcut ochinci? Da, și m-am ocupat de mic și am lucrat cu el. Și care e denumirea oamenilor care fac ochinci? Denumirea spune optincar. Optincar. Deci dumneata, ca și meserie, ești optincar, meșter popular. Văd că mi-ați adus o perete lucrată de dumneavoastră. Cum se numesc optincile astea?
că știu că au o denumire mai specială. Deci opincele se fac din cameră, din antelopă, din cameră, din cauciuc. Se croiește și se îndreaptă și pe urmă se face găuri la demisiuni, se fac colți roate, curele cu colț, se fac curele, să spun, apșușuri, cu care se îngurzește și se prelucrează până se gata fata și pe urmă călcâiul. Mă înțeles, astea sunt opinci care se poartă în special iarna, nu? Da. Ca să protejeze piciorul. Da. Dar mai sunt și opinci făcute din oargă. Da. Faceți și de acele? Da, facem, din piele, dacă am. Din piele? Da. De ce piele în special? Pe piele, de por, de piele mai grosă, eventual. De țăl, nu? Da. Și cât vă e ca să lucrați o asemenea optincă, o oră, păreche? Oră. Așa de repiele faceți? Da. Da, ați mai învățat păricine să facă sau numai păi dumneavoastră? Încerc să învăț un nepot de-am eu. Și îi place? Cred că da. N-am știut că l-ați învățat, că îi ziceam să zie și astăzi aici ca să ne arate ce știe până amu. Doamna Ștețu, vorbeam cu soțul dumneavoastră de faptul că ați colindat lumea în larg și în lung și în lat, cum se zice. Da. Și cât de greu este să fiți alături de dânsul? Pentru că, sau cât de ușor vă este? Ne place în special, îmi place și mie, îi place și lui și... Îl însoțesc sau numai când puteți? Când pot, îl însoțesc, îl ajut. Lucrând ca și educatoare, selectez copiii care... Din timp, îi pregătiți, da, dumneavoastră pregătesc din timp, pentru că pic, știți da, pe ce mâini merg. Și urmează apoi la soțul. Ne face mare plăcere. Dumneavoastră sunteți unde născute? Tot la Sârbi. Tot la Sârbi. Suntem sârbeni amândoi. Da. Da, o mers la pățât sau nu? Cum să nu? Da, acum, obiceiurile vechi le-am păstrat? Le-am păstrat, în special, da, în privința pețitului. Da. Cum? Da, și după ce regulă mergeți la pețit? Aveți așa vreo preferință? Păi normal că nu merg la pețit, că la cine-ți place. Foarte frumos. Dacă conești, i-ați învățat în obicei și despre pețit? Da, 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 avem în noi cuprins în repertoriul nostru și un obicei de pețit, dar noi cum era, acum nu se mai păstrează, dar când am fost eu mai mic, să știți că era acest obicei, se făcea de anul nou. Și îl repetau în șezători, se adunau, făceau cu viflaimul, făceau și, dar repetau și cu pețitul. Era o imitație a pețitului real, în care erau îngrenați toți tineretul, care se grupă pe găștile, că nu se făceau cetele acele de colindători sau de urători. Și mergeam la fete, acolo în casa unde era cel care discuta cu fata respectivă sau îi plăcea de fata respectivă, acela era pus pe post de mnire. Ceilalți erau 3-4 cu lumânări, erau nașii. Și se... ne dați fata, dacă ne dați, trebuie să ne chemați în casa, sau să zicea că discuta afară. Te chema în casă dacă... Să dăiau? Nu, dacă era așa, da, era... Da. Te chema în casă și dădea o masă. Se făcea o masă așa de să bea, să mânca acolo, să cânta un pic și să pleca. Dacă la fata care nu te primea, îi furai porta. Sau îi puneai metehău. Și noi am regizat și în spectacole, să știți, și pusul metehăului, adusul metehăului, și furatul porților, și pețitul. Și cu, le-am combinat cu strigarea din costă. Care când am fost eu mic se făceau. Deci toate am încercat să le aducem la viață tot ce am știut noi din bătrâni. Cine a avut noroc dintre fete să li se fură poarte, o mai găseau bapă la râu, da, ba nu mai găseau veci. Nu mai găseau, ori făceau, au fost momente și hazlii când el nu știa practica cu e poarta, se furau băieți între ei porțile și el nu a fost atunci de moment la poarta când s-o luat și mergând pe drum unde le duceau și făceau un staul și prindeau când și legau acolo, prindea și el de poarta lui, el nu știa că e a lui și o ducea și o punea și pe când vine acasă nu mai afla poarta. Dar special se furau la fete. Da, și la băieți, și la fete, și la băieți, depinde cum
erau porțile toate legate cu lanțuri și cu lacăt pe lanț, care știau că urmează să fie furate, pentru că totul dura toate... Că e o zi specială în care da, să furăm. Da. Anul nou. Da. Anul nou să furau la noi porțile. Depinde, sunt oameni care au avut noroc, dacă le-a fost poarta greu și nu le-a putut o lua din țânțâni, au scăpat. Greu, greu, îmi povestea un vecin, un unchiaș al meu, că și lanțul a reușit și l-a rupt și a luat poarta. Dar liniște, că dacă se aude, iese gaz de afară și... Că să fie prins, era mare scandal. Mare scandal, era un fel de rușine pentru cel care căruia i se fura poarta. Era așa o bucurie că, hai, că mi-ai furat-o. Era o rușine, de aceea părinții, tați în special, nu prea dormeau în noaptea cei când se furau porți. A mers unde erau fete. Nu se dormeau, stăteau de pândă la portă să... Nu cumva să o ia, că era o rușine pentru ei să vadă lumea când merge în ziua de anul nou, la merge biserică. La biserică, să-i vadă că el n-are portă, la portiță sau portă, ce reușeau să-i fure. Foarte frumos. Revenind la coconi, cât de bine le prinde să învețe de cum micuți câteorice? Că văd că fetele știu să lucre cu vâltelnița, dar cât de cât să știu cu corice acum. E adevărat că acum numai cum era ori când să știe de... cum știu eu, un pic ca un blan picioare, să le pună să învețe de tătia. Acum le mai doicesc, cum se zice. Da, acum, dar totuși să știți că copiii de pe zona noastră sunt obișnuiți să mai și muncească din când în când. Tot ce vedeți aici, produsele astea, de sunt la o formă mică, miniaturizată, a obiectelor pe care le au acasă mai mari. Și toate săcute de ei. Deci nu, bine, sub îndrumarea mea sau al uneori eu, părinții au ajutat, dar și le-au făcut ei și acolo eu am astea le-am adus ca să vedeți cam ce produse au lucrat și știu importanța, știe de mic cum se numește, știu eu, loitra sau dacă la car, rota sau nu știu mai ce și ei știu și se pricep și le place și mă bucur că continuă acest lucru, pentru că a început să piardă. Știu, domn profesor, că dumneavoastră ziceți și în cetera. Unde vii cetera astăzi? Cetera e aici, știți cum e cu cetera. Când începe poștul, primul lucru pe care îl făceau oamenii când începea poștul, cam în 14 noiembrie, mi se pare, începea sau începe, de obicei. Da. Lăsatul la secul, a fost săptămâna trecută. Da. Cum începe postul, orice familie, primul lucru pe care îl face, spune vasele la fiert. Le fierbe cu cenușă și cu apă până ce se duce toată untura de porc, așa se spune, se ducă untura de porc de pe ele, care a rămas din vară, de când cum au mâncat de dulce. După ce își pregătește vasele, iar cei care știu să cânte la un instrument, de exemplu, eu știu să cânt la vioară, la cetieră, primul lucru pe care îl facem, legăm cetiera cu oață și o punem în cui. Ca să, în timpul postului, nu putem cânta. Deci a spus cetiera în cui, pe perete, că așa acolo stă la cățată, și o luăm numai în seara de Crăciun, când venim cu prietenii și mergem acolo, da, și facem... Atunci îi alții cele. Dar de ce dumneavoastră aveți această superstiție, să zic așa, acest obicei? Păi, dar asta e un obicei din moș strămoș. Ce să face în postul Crăciunului? Nu se face înainte de post, pentru că ies bube pe limbă, dacă ai colindat, așa se zice? Și am mai colindat, sper să nu-mi... Păi nu vor și nu, că dacă ați colindat, e aproape. E aproape, da? Da. Iar ce facem în post, deci ce facem înainte de post, nu putem face în post. Trebuie să întâmpinăm un pic această sărbătoare cu un gând bun, cu un gând măreț. E o sărbătoare foarte mare, sărbătoarea cea mai îndrăgită de copii și de noi, cel puțin de mine, așa mare, așa sărbătoare, așa așteptam și când am fost copil, numai nu treceau zilele să ajung să umblu la colinda. Același sentiment l-am avut și eu. Mă gândeam
câte trestuțe să-mi umplu de mere sau de pere. Și ca să mi le pot umple, îmi umpleam trestuța și repede mergeam, chiar dacă nu mergeam până acasă, ca să nu pierd rândul. Lăsam eu la cineva, o goleam și mergeam a doua zi după produse. Acum s-a mai schimbat și trebuie astea, că acum le dă bani, nu le trebuie așa mare trestuță. Da, sau nu le mai trebuie deloc. Ba. Nu, încă mai umblă și cu trestuță, dar mere, nuci, pere, mai eu, mai, dar bani nu-i pe primul plan acum. Eu vă propun să mai îmi ziceți o colindă, că harnice vă că sunteți, da, vă aud și cum colindă. Și harnici, de cocone și... La mijlocul cerului este un pomar, raiului mândră-i seara de Crăciun, dar acolo cine șade, șadeau două. Să ajungeți multe să-l frumoasă